Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi am să vă prezint o mixură de uleiuri esențiale. Aceste uleiuri esențiale se folosesc în combaterea varozei și a altor boli în stupul de albine. Acum depinde de fiecare ce dorește și ce urmărește. Eu urmăresc ținerea sub control a varozei și am ales această metodă de a folosi uleiurile esențiale. Dispun de 4 rețete de astfel de uleiuri, date prin mai multe metode. Și acum o să vă prezint cele 4 metode în filme separate pentru metoda de a da în siropul de albine ca hrană sau stimulare, depinde de fiecare ce urmărește. Bun, o să vă prezint care sunt uleiurile esențiale la această rețetă și gramajul pe care îl folosesc. Deci, prima dată o să luăm. Să vedem. Lemongrass, da? Deci, aici avem lemongrass-ul. Să vedem ca să se vadă mai clar. Deci este lemongras, din care vom pune 1 ml. Punem deoparte. După aceea vom folosi teiati, din care vom pune 5 ml. El este așa. Așa se prezintă el. Al treilea ulei esențial este cimbrișorul, din care punem 2 ml. El este acesta. Și ultimul ingredient este eucalipt, din care vom pune 2 ml. Deci, aceste 4 uleiuri esențiale combinate va da o mixură. El însumând va trebui să dea aproximativ 10 ml de ulei esențial folosit, pe care îl vom adăuga în acest mixer, în care pentru început punem 300 de ml de apă, în care vom adăuga uleiurile esențiale. Trebuie precizat că aceste uleiuri esențiale nu se amestecă înainte de a fi băgate în apă una cu alta, fiindcă nu se vor mai dizolva și se va strica rețeta. Pentru acest lucru folosesc eu, în mod normal ar trebui să folosim o pipetă gradată, dar deocamdată nu dispun. Așa că voi folosi un cântar care va măsura acest lucru. La cântarele acestea, mililitru puteți să-l luați de la oză. Deci aici se vede, e mililitru. Și când luați în pipetă, puteți măsura, dar probabil nu toți o să aveți la îndemână un astfel de cântar. Și atunci e mai ușor să luați o pipetă gradată. Bun, după ce voi măsura uleiurile, vă voi arăta ce se va întâmpla, fiindcă după ce adaug uleiurile aici în mixer, va trebui blendat 5 minute. Probabil o să revin după ce voi blenda timp de 5 minute. Iată, continuăm. Până la urmă am renunțat la cântar și am luat această siringă cu gradație. A fost un pic mai greu, dar am reușit să măsor. Acum dăm drumul și timp de 5 minute o să meargă asta. Iată, au trecut 5 minute de blendare și acum mai adăugăm încă 700 de ml de apă și blendăm din nou. Iată, am mai adăugat un litru, 700 de ml de apă și acum dăm drumul să mai mixeze încă un minut. Deci, soluția din mixura de uleiuri esențiale este gata. Acum, această soluție ce avem aici ajunge pentru 100 de litri de sirop. Da? Fix pentru 100 de litri de sirop ajunge.
Asta înseamnă că trebuie să punem aproximativ 11, cam 10 ml de această mixură la 1 litru de sirop. Deci foarte economic. Și acesta luptăm împotriva varoa cu această mixură de uleiuri esențiale. Bun, o să vă prezint și a doua rețetă în următorul filmuleț. Asta e prima, până se mai odihnește aparatul, mai măsurăm. Până atunci, numai bine!